magistrală, punem de la treabă, clasa a cincea? Da, un subiect... Subiect de teză. Teza 14. Pentru teza. Teza 14, de la pagina 154. 154. Subiectul A mare. Se scriu doar răspunsurile, zice. 1. Dacă X mare și Y mare sunt sub mulțimi ale mulțimii A egal cu... Da, X mare și Y mare sunt sub mulțimi ale mulțimii... A mare egală cu... Sub mulțimi pentru A mare egal cu... 1, 2, 3 și 4. 1, 2, 3 și 4. Și X minus Y egal cu 1 și 2. Și știu că X minus Y egal cu mulțimea 1 și 2. Iar Y minus X este egal cu 4. Y minus X. Este egal cu 4. Egal cu mulțimea formată din elementul 4. Nu-i bine să spun 4 așa. Da, așa cum ziceți dumneavoastră, da. Atunci X egal cu și Y egal cu. Rezultă că X egal cu cine și Y egal cu cine. Ce? Deci, ne gândim despre problemele astea, da? Deci, știu că are câte elemente? 4. Da. X și Y sunt sub mulțime, adică le găsim pe aici o parte de ele. Va fi fie format dintr-un singur element, fiind din toate, că tot sub mulțime se sub mulțime, da? Ce înseamnă că X minus Y egal cu 1, 2? Vreau să insist pe chestia asta. Aici este mesul. X minus Y egal cu 1, 2. Deci, Darius, Darius. Ce înseamnă? Da. Ce înseamnă scădere? Când vorbim de scăderea a două mulțimi, ce punem în scădere? Scăderea a două mulțimi, din cazul nostru, X minus Y, factorii care nu sunt în Y, dar sunt în X. Deci, neapărat, 1 și 2 sunt obligatoriu. În X. Obligatoriu. Și nu sunt în Y. Deci în X pun obligatoriu 1 și 2. Da? În X am pus obligatoriu elementele 1 și 2. Da? 1 și 2. Faptul că vorbesc de Y minus X. Y minus X. Ce înseamnă Y minus X? Stefan. Sunt numele care se găsesc Y și nu se găsesc în X. Deci Y, unde se găsește sigur? 4, unde se găsește sigur? În Y. În Y, da, și nu am voie să-l pun în X. Da? Deci 4 îl pun aici. Iată, dacă m-aș opri la asta, numai la aceste elemente, ar fi bine? Nu. De ce n-ar fi bine, zis? Pentru că X și Y sunt pentru A. Sunt sub mulțimi. Sub mulțimi pentru A. Și nu sunt sub mulțimi în momentul de față? Sunt, nu? X-ul îi reprezintă o parte din A. Y-ul reprezintă o parte din A. Deci sunt sub mulțimi X-ul și Y-ul, categoric. Nu ca pe discuții. Îndeplinesc condiții de aici? X minus Y, așa cum le vedem, da. Face 1 și 2? Da. Face. Dar Y minus X face 4? Da. Punem. Deci ne putem opri. Nu avem niciun motiv de supărare. Am putea să-l punem pe 3 undeva? Putem să-l punem ori în prima, ori în a doua și putem să-l punem și în ambele. Atenție! Dacă îl punem în prima... A, nu o să fie valabil aceea. Nu o să fie valabil aceea. Trebuie să-l punem în toate, în ambele. Asta. Deci dacă vrem să continuăm și să-l punem și pe 3 undeva, ce condiții ar fi pus? Dacă autorul ne spunea reuniunea lor, ar fi spunea la un loc. Ar fi fost obligat să-l punem și pe 3 undeva, că altfel la reuniune n-ar fi apărut. Da? Deci, noi puteam lăsa așa ieșițe. X-ul și Y putea să rămână așa, dar tot atât de bine, dar vede, putem să-l punem și pe 3 aici, și aici, că nu se deranjează condițiile date. X minus Y face 1 și 2. Punem tot ce este la noi în B. Da. Iar Y minus X va face doar 4. În condiții astea, nu punem comun, sigur. Punem tot ce e în A, prima și nu e în A doua. În concluzie, X minus Y și Y minus X, cele două condiții,
sunt corect respectate. Și dacă răspund așa și dacă nu le-a fi pus de trei, tot corect. Tot atât de corect. Deci vă răspundeți așa sau foarte bine puteam să răspunde x egal cu mulțimea formată din 1 plus 2 și y egal cu mulțimea formată din elementul 4. Deci dacă ne oprim așa tot sau așa, tot atât de bine asta. Mai departe. 2. Fie mulțimea A mare egală fie A mare. Egală cu tot acei X. Care aparțin lui M. X aparține lui M. Da. Cu proprietatea 5 la puterea X mai mic egal decât 625. Mai mic sau egal? Mai mic sau egal. Da. Mulțimea B formată din tot acei X tot din N cu proprietatea 7 la puterea 0 plus 1 la puterea 2019 plus 1 la puterea 2020 plus 1 la puterea 2021 1 la 2021 tot la puterea X fata asta de da, mai mică strict decât 64. Deci, fie mulțimea A mare, fie mulțimea B mare și propozițiile. Pe 1. A inclusă în B. A inclusă în B. Pe 2. B inclusă în A. Pe 1, propoziția de 1. Da, pe 1. Da, pe 2. B inclusă în A. Pe 3. A egală cu B. A egală cu B. Deci asta e ce mi se dă. Este adevărată propoziția, care din cele trei este adevărată? Întrebarea este asta, da? Care din cele trei? Care din cele trei? Deci pe 1 sau pe 2 sau pe 3 sunt adevărate? Care din ele? Da? Deci să înțelegem exercițiul. Să înțelegem și nu putem mai să apropăm de treabă. Deci ce punem una mare? Toți acei X care sunt de acord pe inegalitatea asta. Să găsim mulțimea mare, mă gândesc, nu, copii? Întâi. Cum vă gândiți voi? Ce X, David, de încerca aici? Ce X natural ca să desfac asta? Dar scrie pe 625 ca 15, ca 25 la a doua. 25 la a doua sau? Și 25 și el la rândul 5 la a doua. Face 5 la, 5 la 4. Deci, hai să ne ocupăm. 5 la puterea x mai mic egal decât 625 ar fi echivalent, ai spus tu, cu 5 la x mai mic egal decât 5 la cât ar zis la 4. Și de aici... Deci, rezultatul de x este de la 0 la 4. Exact. X, fiindcă aceeași bază, X se transferă inegalitatea spre X. Deci rezultă că X mai mic egal decât 4, adică de fapt X aparțin mulțimii 0, 1, 2, 3 și 4. Deci 0, 1, 2, 3 și 4. Dar copii spune și pe 0, da? Și X e natural. Și face și el. Cine la 0 face 1. Dar atunci, când aveam voie, spunea că X din N stelar, nu aveam voie să luăm pe 0. Deci pe A mare am găsit-o. Așadar, A mare e chiar asta. Sofia. A mare e egal cu mulțimea 1, 0, 2, 3, 4. B mare, să vedem. Ce avem? Ce condiții avem acolo? 7 plus 1. Vorbiți, copii, să lucrăm paranteza. Ce ați face? Ce paranteza? Adică? Adică... Să o luăm complet, da? 7 la 0. 7. Plus 1 la 2000. 1 la 2019 plus 1 la 2020 plus 1 la 2021. Da. Și mai mic decât 64. Da. E echivalent. Ați spus cum ați totul la X. Așa, așa. Și totul la X, corect. Mai mic decât 64. Rezolvăm paranteza. Adică? Adică ne va da 1 plus 1 plus 1, 4 la x. Așa face, 7 la 0 e 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1, deci face 4 la x.
puterea X mai mic decât 64. 64. Pe 64. Da. 64. 64. 4 la putere. 4 la putere, exact. 4 la 3, da? 4 la 3. Deci este infinitiv, cum a spune că 4 la X mai mic decât 4 la 3. Adică X aparține mulțimii 0, 1, 2. 0, 1 și 2, da? 0, 1 și 2. Asta este mulțimea, cea de-a doua mulțime, B. Uitați-vă la și la B. Prima propoziție spune A impus în B, adică asta o vedem aici. Când o mulțime impus în alta, în toate elementele acestea, s-a pus și deci adevărat sau fals, a vrea domnul profesor? Deci, propoziția P1 care sună A inclus în B, fals. Este falsă. Copii, voi toți înțelegeți că mai grave de vorbești. Da. Darius. Darius. Darius 2. Da. Pe 2. Ce spune pe 2? Că B este mai mic. Nu B e mai mic. B inclus în A? B inclus în A. Deci B inclus în A este adevărat. Da. Pare. Da. B-ul, adică toate elementele de aici le vedem și aici? Da. Pe toate. Deci corect este B inclus în A și spunem este adevărat. Și a treia? Pe 3. Pe 3 era dacă A egal cu B. Nu. Și A nu este egal cu B, da? E fals. A egal cu B, pe 3. Și pe 2 e adevărat. Deci A egal cu B. Este și ea falsă. Noi trebuia să răspundem care din ele este adevărată. Și am răspuns. Care e falsă, care e adevărată, iată ne-am pronunțat. Asta este rezolvarea. 3. Facem și acum. Terminăm de teza pe 14, dar după aceea revenim la 13, da? Da. Bine. 3. Rezultatul calculului. Calculul. Totul de împărțit la 11 ori 51, deschideți altă paranteză. 11 ori 51, plus 13 ori 14, plus 357. Plus 357. Deci o altă paranteză, domnul profesor. Așa. Plus 357. Deci împărțit la toată asta. Da, 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 da. Plus 357. 357. Este... egal cu... Deci să facă calculul ăla... egal cu cine? Prins 357, da. Hai, cine vrea să lucrezi? Ștefan. Ștefan, hai. 7174 împărțit la 34 pe 211. Ai socotit? Da. Da? 211? 11. Așa facem, faceți împărțirea, dar... Dar nu de 211, pentru bine? Că 34 nu intre de 2 ori în 78, intre de 1 ori odată. Și nu-i bine 111? El a zis 211. 211. Și e doar odată. În 34, 71? Da, e doar odată. 211, corect. 68. Păi da... Deci... Și că te-ai, că te crezi... 34, 71. Și-o zis bine, domn profesor, foarte corect. Bravo, bravo. Merge de două ori. Da, că e 68. Da, da. Deci vine că 200. Cât ai zis? 211. 211. Plus. 124.140. Merge o dată. Hai să vedem. Putem face repede, da? O dată. Rămâne 4. 44. 8 în 44. De 5 ori. 5 ori 40. 5 ori. 6 ori 48, 6. 1000, 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 1
5, 0, 5. 0, 6, 5. 0, 5. Da? 6, 0, 5. Da, e corect. Plus, minus 4, este 121 ori 46. Lucrăm mai repede, ești o să plătească. 5566. 5566. Minus 350. Minus 350. Totul de împărțit la... Da, 1151. 561. 561 plus... 182, 30 la 14. 182 și plus 357. Egal, ia să vedem acolo, domnul profesor, că dacă Cristina ai socotit, nu? Lasă-mi socotit, 211, nu? Plus mai putem să adunăm 5,665. Da. Scos minus 5,566. Minus 300. 350, egal cu 9,900. 9,900. Împărțit la... 9900 împărțit la 182 și plus 357, da? La 990. 1100. 1100? Da. 1100. 9100. Și rezultatul este 9. Asta nu era important, copii, știți ce parte. Da. 1100, domn profesor. 1100, da. Da. 4. 4. Cel mai mic număr natural care împărțit pe rând la 2, la 3 și la 4 dă de fiecare dată restul 1 este deci cel mai mic număr natural. Cel mai mic număr natural. Număr natural. Natural. Care împărțit pe rând la 2. Care împărțit pe rând la 2, la 3 și la 4. 2, la 3 și la 4. Dă de fiecare dată restul 1. Aici la rest, egal cu 1. Cine este cel mai mic număr natural? Că am găsit pe rând la 2, 3. Vedem cum se fac. Cum ar pleca? Ce ați să-ți face? Dar cum te-ai gândit? Nu. Cum ați face? Mă da. Zidare. A împărțit la 2, am tucât 1 restul. Deci A împărțit la 2, adică schimb că le-am împărțit cu rest. A egal cu... 2 ori C1 plus 1. Apoi am scris că tot A. Tot A este egal cu 3 ori C2 plus 1. Plus 1. Da. Și tot A. Și tot A este egal cu 4 ori C3. 4 C3 plus 1. Și apoi... Nu-i bine? Chiar ne-am părțeles? Te împărțit la 2 de restul 1, împărțit la 3 de restul 1 și împărțit la 4 de restul 1. Nu, 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 nu. Nu trebuie să zici că e 5, dacă ai... Dar mama a zis că e 5. Am zis eu, dar nu e 5. Da. E 13. Hai să vedem. Dar nu încercăm la întâmplare. Nu încercăm. Să vedem, să punem, să ne amintim o tehnică clară. Exact. Cum să facem? Zi, David. Poți să scoți un factor pe 1. Pe 1. Adică... Eu cum se scoate un factor? Stai secundă. E pronunțat, acum s-a analizat. Există, scoatem un factor comun. Scoatem un factor comun. Deci spune să avem operații de adunare și scădere și să scoate pe unul factor comun niciodată. Nu punem problema, scoatem pe unul factor comun. Da? Dar nici. Altceva nu se spune. Hai, alte idei. Am făcut deja. Am făcut deja. A uitat. Uite, nu trebuie să citim în memorie. Și iată că merită să facem și aici să așezăm. Vreau să facem ceva cu ceurile să adunăm numele și de 2 la fiecare relație. Știți așa, v-am inclusă secvențe. Da. Hai să ne gândim logic, David. Faptul că de același rest este esențial. Exact. Esențial. Nu cum să am spate, adunăm toate trei operații. Am mai făcut, dar să nu te stresa că nu ți-a exact. Zis, ci să gândim concret aici. Adunăm toate operațiile și le adunăm. Și nici nu putem să le adunăm aici, că câturile sunt diferite, 2, 3 și 4 sunt factori diferiți, nici nu e un... Ce lucru acolo? Da, găsesc un lucru. Găsem acolo chestia câturile, trebuie să adunăm, nu știu. Băi, dar nu mă mai gândesc la rețetă. Haideți să ne gândim să rezolvăm. Poate n-am mai traduce altcumva fi exact. De același rest. N-am mai putea scrie într-un alt mod. Poți să scriu A plus
Deci ea se transcrie. Relația se transcrie în A minus 1 egal cu 2 ori C1. Tot A minus 1 egal cu 3 ori C2. Și tot A minus 1 egal cu 4 ori C3. Deci iată, A minus 1 este 2 ori C1 sau 3 ori C2 sau 4 ori C3. Și acum trebuie să facem ceva cu ia. Deci acest număr, faptul că e 2 ori ceva, e 3 ori ceva, ce înseamnă că e 2 ori ceva? Înseamnă că e multiplu de 2. Deci am minus 1 multiplu de 2. Așa, mai trebuie să găsim un multiplu care, un număr care se împarte și la 2 și cel la 3. Cel mai mic multiplu comun al acestora. Și o să fac 12. Atât. Deci povestea era asta, asta de văzut. Că numărul acesta e multiplu și de 2 și de 3 și de 4. Nu mai căutați să vedeți. Din cel mai mic, înseamnă aflăm cel mai mic număr acesta. Adică a minus 1 egal cu 12. A minus 1 egal cu 12. Asta este. 12 se poate și la 2 și la 3 și la 4. Da. Deci, iată, A minus 1 egal cel mai mic multiplu comun pentru numele, să le pun în paranteză, 2, 3 și 4. Și asta înseamnă că cel mai multiplu al numărului acesta este egal cu 12. Fiindcă 12 se împarte și la 2, și la 3, și la 4. Dar mai putea fi și 24. Că 24 se împarte și la 2, și la 3, dar nu e cel mai mic. Și ar putea să fie și 2 ori 3 ori 4. 3, 6, 3, 6. Da. Păi 2, 3, 4, iată cum ar pot scrie. Următorul după 24 poate să fie 36. Și așa mai multiplu de 12. Toți multipli de 12 sunt, dar primim mai întâi de cel mai mic numai așa. De aceea am făcut acest multiplu comun. Așa, da. A minus 1, cel mai mare n-ar fi putut fi pus în evidență, că nu putem opri. Nu avem un. Poate dacă spui cel mai mare număr, mai mic decât nu știu cine. Da. Și atunci mă uitam, mă duceam cu multiplii lui 12 până la acela. Până la primul. Deci A minus 1 egal cu 12, când e zis că A egal cu 13. Ați vorbit, voi oare 13 să fie bun? Eu am zis. Tu ai zis. De acord că ai zis. Dar n-aveam argument foarte serios. El proba. Pe ghicite, da. Da, el proba. Dar eu puteam să trebuie fi altul mai mic decât 13. Înțelegi, Stăpân? Da, 13 are calitatea. Că împărțit la 2, dă restul 1. Împărțit la 3, dă restul 1. Împărțit la 4, iar dă restul 1. Are calitatea asta. Dar ea nu te lăsa, spune, nu o fi altul mai mic. Și încercam, iată, mai mici decât 13. Și dacă niciunul mai mic decât 13 nu mergea, atunci puteam să fim de acord. Dar așa asta a fost ideea, cum să spun, ghicind. Însă, riguros, asta este. Că dacă cumva multiplul este un număr mai mare, nu poți să te duci tu deodată acolo. De aceea, este important să gândim în felul acesta. Să nu mai caute rețete, să scrie teorema cu împărțirii și sigur că da. Ați văzut că deci, restul e unul din fiecare dată, scădem un unul de peste tot, da? Deci, observație. Cu ce ne alegem la ei ăsta? Chestia că e ușor, nici asta nu e corect. Pentru că zicem ușor și toate cu foarte multă superficialitate greșițiu da. Și nu te-a pus și nu de mici. Sau ai egal cu 13 și nu că nu era corect, dar puteai să-l copii de la cineva. Pe când ai lucrat așa, e corect? E rezultatul gândirii corecte? Nu, că puteai. Poate vecinii nu se gândeau la 13 și așa. Da? Poate să fie și asta. E justificat, domn profesor? Dar asta este cea mai strătoasă. Ce știai voi, era următorul lucru. Să se afle cel mai mic număr natural, așa încât acel număr împărțit la 3 ne dă restul 2, A împărțit la 5 ne dă restul 3 și A împărțit la 7 ne dă restul 5. Voi știați exerciții de așteptă, de aceea umblați prin memorie și spuneam ce să fac? Ce înseamnă aici, teorema împărțirii cu restul?
La ce mă duce? Faptul că am împărțit la 3 de restul 2, înseamnă teorema împărțirii cu restul 2, înseamnă egal cu 3 ori, cine vorbește? 3 ori? Zi, da. A egal cu 3 ori C1 plus 2. Apoi, din cealaltă. 2 A egal cu 5 ori C2 plus 3. Da. Apoi A egal cu 7 ori C3 plus 5. Da. Trebuie să facem ceva. Aici trebuie să facem ceva. Apoi trebuie să facem noi cu adunarea aia a lor. Știam eu chestia aia cu adunarea. Care chestie cu adunarea? Să adunăm 7 cu 3 și cu 5. 7 și cu 3 și cu 5. Trebuie noi să le adunăm. Da, atenție, Daria. Iarăși. Dar nu mele prime. Dar nu mele prime. Și ce dacă? Dar am dat într-o logică. Înainte de dus în același rest. Acum am dat în partea asta. Acum am dat restul de diferite. Dar într-o logică a lor. M-am gândit 2 plus 3 de 5 și mi-am și un rest 5. Am pus să scad pe 5 în fiecare. Păi să nu ai împărțirea la 3, să ai restul 5? Îl scădem pe 2. Să? Îl scădem pe 2. De unde 2? 2 de la 3, deci, da. Ce 1, a fost 2. A minus 2 apare aici. Da. Și ce dacă? Chestiile alea, lucrurile bune. Hai mă, dați-mi încolo, că am făcut așa. Am făcut mai așa. Cât e diferența dintre cât și rest? 1. 1. Aici? 2. Aici este 2. Am greșit aici. Acolo trebuia 1. Da, asta o vedeam. Da? A, nu ieșea. Da. Acum... Cât e diferența între cât și rest? Cât este? 3 și 1. Între 3 și 2. 2. Adunăm 2 peste tot. Adunăm 2 peste tot. Da? Adunăm 2 peste tot. Plus 2, plus 2 și plus 2. Acum ce devine? Devine așa. A plus 2 egal cu cine? A plus 2 egal cu? Egal cu 3 ori C1 plus 2. Eu plus 4. 3 ori C1 plus? C, 1 și cu 2? A, 3. Deci 3 ori C1 plus 3. A plus 2 egal cu... A plus 2, da, deci... Davide, zi tu, A plus 2 este egal cu 5 ori C2. 5 ori C2, da. Plus 5. Plus 5. A. Și A plus 2. Egal cu 7 C3. 7 C3. Așa, 5. Plus 5. Deci observat. A plus 2 face 7. Plus 3 plus 7. Observăm, este 3, C1 plus 3. Acum putem să împărțim din 3, să împărțim... Ce sunt? Să mai vii doar factor comun. Asta facem, dăm un factor comun. Și egal cu, egal cu 3 pe lângă C1 plus 1. Da? Dar iată, ne-ai propus să împărțim totul prin 3. La împărțirea totul prin 3, A plus 2 aici, trebuie să împărțim stânga, deci nu e bine, bine este așa să facem. Egal mai departe cu 5 pe lângă C2 plus 1. C2 plus 1. Apoi 7 pe lângă C3 plus 1. Acum și acum aceeași pare a rămas aproape. Deci A plus 2 egal la C. Ce putem observa? Că e 1. Că sunt, e 1 în fiecare paranteză. Da, e 1 în fiecare paranteză, de acolo. Deci, cum este A plus 2? A plus 2, avem așa. Deci, A plus 2, egal cu 3 pe lângă C1 plus 1. Apoi A plus 2. A plus 2 este egal cu 5 pe lângă C2 plus 1. Și tot A plus 2. Tot A plus 2 este egal cu 7 pe lângă C3 plus 1. Corect. Și ce faceți în continuare? Da. Trebuie să scădem.
Hai să ne gândim, nu așa. Trebuie să mai fie unul la da. Să scădem pe unul. Da, unul e legat cu trei, nu se poate scădea. Așa. Da, deci nu e unul simplu ca să scădem unul. Da, fiecare are... Hai să vedem că e... Să scădem unul. Ce înseamnă că trei la acela? Trei ori cinci, ori șapte. Adică cine este? Cel mai mic multiplu comun al numerelor. 3, 5, 6. Adică 3 ori 5 ori 7. În cazul ăsta, da. Cum se descompun în altele sprime? Deci să nu le primești. 105. 105. Deci egal cu multiplu de 105. Deci multiplu de 105. Dar cel mai mic trebuie să... Dar fiindcă e cel mai mic pe care îl luăm noi, înseamnă deci K plus 2 egal chiar cu 105, de unde rezultă că A egal cu... Cât copii? 103. 103, da? A egal cu 103. Ei, iată că v-am surprins de ieșița asta. Corect. Nu ați avut reacție și asta nu-i corect, pentru că noi am făcut modelele astea. Mai facem încă unul. De aceea, uitați, A împărțit la 14, A împărțit la 14, ne dă câtul, ne dă restul egal cu 10. B, A împărțit, același A, împărțit la 18, ne dă restul 14 și A împărțit la 20, ne dă restul, nu, la 22, hai să zic așa, împărțit la 24, la 24 de restul 20. Deci A împărțit la 14 de restul 10, A împărțit la 18 de restul 14 și A împărțit la 24 de restul 20. Cine intră în problemă? Ștefan? Ce înseamnă că am plăsat 14 de restul 10? Davide? Vom scrie teorema împărțirii cu rest. Așa. Deci zicem că A este egal cu 14 ori C1 plus 10. Corect. A egal cu... Da, da, Darius. Darius, da. A este egal cu 18 ori C2 plus 14. Și A egal cu? A egal cu 24 ori C3 plus 20. 20. Da. Și acum, Ștefan? Ce putem observa? Putem avem... Ia să vedem ușor. Lucrează-mă dacă ai lucrat, David. Poate nu te ești să facă. Cine o înțeles să lucrezi. Da. Ce putem face, Ștefan? Darius? Darius? Eu sau? Eu? Amândoi, Darius. Da, pe tine. Mai bine mă strigați pe mine. Da. Și pe mine chiar Mihai. Da. Poate să mă întind? Da, ce-i problemă? Bine, nu vreau să. Hai că mă dată, dar a cincea, dar să-mi dă-i scoatem factor comun. Dar e cu factor comun. Da, ar scoate cu un 2. Da, el lasă să gândește. Dar nu te avantajează. Altă manevră. Observăm ce? Între cât și rest la prima. Între cât și rest? Sunt 4. E 4. Le vei diferența de 4.
la 14, 18 și 14, mereu e diferență de 4. Și atunci adunăm 4 ăsta. Deci adunăm pe 4. Adunăm pe 4. Și adunăm pe 4. Și echivalent cu. Hai, David, David, și vorbește tu. Echivalent cu A plus 4. Da. Egal cu 28, nu, 14, 18. Wow! 14. Este 14 plus 4. 14 plus 4. 18. Ștefan, ești de acord? Deci adună din 14 pe 4 și face 14 plus 4. Nu, e 14 orice 1. 14 orice 1? Unde se adună 4? Doar la... Păi, tu știi ce ai făcut? Darius? Tu greșeală grozavă. 14 plus 14, așa. Deci egal cu 14, C1 plus 14. Apoi a doua, A plus 4, egal cu zi. Eu, da? Eu. 18 plus 2. Plus? Plus 18. Plus. Și A plus 4, egal cu... 24 ori C3 plus 24. Cum se mai vede? Acum sunt egale și restul. Ce se face acum? Ștefan? Arius? Mai vedem că sunt egale 14 și 14. Sunt egale, adică... Nu, atenție! Ce putem face? De ce am adus numele pe 4? Care a fost obiectivul? Ce să facem la prima acum? Să aducem 14. Să aducem cât și restul. Egal. Mărește. Cât și restul sunt egale acum. 14 și 14. Trebuie să facem una... Ce să facem, Ștefan? Trebuie să facem o mulțime. Ștefan, ce trebuie să facem? Dar pe 14 o factor comun. Deci în prima pe 14 și la a doua pe 18. Ăsta a fost motivul. Deci eu zicem A plus 4 va fi egal cu 14 ori 14 pentru C1 plus 1. Apoi A plus 4 egal cu 14 18 C2 plus 1. Și A plus 4, 24 pentru C3 plus 1. Ce se întâmplă? Apare A plus 4 peste tot. Care e egal cu 14 oriceva, 18 oriceva și 24 oriceva. Ce înseamnă A plus 4 dacă e egal? Zici, Stăpa. N-ai crezi? Zidare, ce înseamnă despre A plus 4 dacă e 14 mulțit cu ceva? Eu observam că nu e factorul comun este... Este multiplu. Că e multiplu? Zidare, Ștefan! E multiplu de 14. Multiplu de 14. Deci înseamnă A plus 4, dar este egal cu multiplu de 14. La fel, A plus 4 este și multiplu de 18. Tot A plus 4, același număr, este multiplu de 24. Cine să fie A plus 4 dacă e multiplu și de 14 și de 18 și 24? Cel mai 18 ori 24. Cel mai mic număr care să fie. Deci trebuie să se partă și la 14 și la 18 și la 24. Îl aflăm, nu? Care e cel mai mic multiplu comun? Totdeauna, de-aia vorbim, când am zis cel mai mic număr a două sau mai multor numere, cel mai mic număr este cel mai mic multiplu comun al lor. Acela este numărul care se împarte exact și la 1 și la celălalt, la toate numerele. Și cum îl aflăm? Voi mai știți cum aflăm cel mai mic multiplu comun? Deci, deci rezultă că A plus 4 egal cu, fiindcă în contextul ăsta, cel mai mic multiplu comun, da? Este cel mai mic multiplu comun pentru numerele, le punem în paranteză,
14, 18, 24. Deci, A plus 4 e cel mai mic multiplu cu comuna acestor numere. Cum să-l află? Cine are o idee? Putem să le descompunem pe fiecare. Deci pe 14 să luăm de parte. 14. Hai să facem să fie egal cu 7 ori 2. 7, da? 18 o să fie egal cu 2 ori 3 la 2. Da. Și 24 o să fie egal cu 2 la 3 ori 3. 2 la 3 ori 3. Și 3 ori 24. Și luăm 7. Luăm cel mai mic 7. Cel mai mic multiplu comun. Multiplu comun a acestor. O să fie 7. O să iau. Adică luăm multiplu, sunt exponenți cu exponenți cel mai mari. Deci dintre cei comuni, dintre cei comuni, dintre 2, 2, 2 la 3. Deci, luăm pe 2 la 3. Pe cine comun? Deci 2 la 3, ori 3 la 2, ori 7. Așa. Iau dintre cei comuni, cei cu puterea cea mai mare și se iau și cei necomuni. Da. Toți cei care sunt necomuni, toți îi luăm. Aici o să fie egal cu 7 ori 8 ori 9, care o să fie egal cu 504. Și A plus 4 egal cu 504, atunci e egal cu 500. Deci este 504 în urma mulțirii, spune ei acolo. Da. Și atunci... Ăsta este cel mai deștept cel mai mic, număr. Cel mai deștept număr care în calitatea aceea, adică A plus 2 ăsta, A plus 4 ăsta. Da? Da, da, cel mai mic. Ea ar fi fost și 1008. Și dublu ăsta ar fi fost. Dar nu era cel mai mic. Da, ar fi fost cel mai mic. De aceea ne oprim la A plus 4. Deci de aici rezultă că A plus 4 egal cu 1000, egal cu 504, de unde A, simplu, egal cu 500. Iată că am găsit pe A, dacă vreți ne convingem, care împărțit la cât? La 14 și ne va da restul 0. 10. Ne-am faceți asta, repede. Ne-am împărțit de pe 500 la 14. Să vedem dacă ne dă restul 0. 10. La 14. Verificăm. O fi lucrat bine, nu o fi lucrat. Cu 35. Și restul? Mă interesează restul, dacă trece. Hai, fiecare lucru. Du-te mai departe, împarte la 18. A, 500 împărțile la 500. 500. 500. Asta. Că așa era cu ăla. Am păstrat 14 de restul 10. 35 la 10, dar nu? 35 la 10. Am tot pe 500 la 18. Cu 10, 35. Păi 14, 50. Păi 14, 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 500 împărțit la 18. Hai copii! 500 la 14. La 14 s-au împărțit, dar... Da, da, am greșit. Da, am greșit. 14 intră în 500, nu de 3 ori. Ia, 500 împărțit la 14. Dar hai faceți! Dar dacă 35! N-are cum. Mama, deci uitați, deci 14 intră de 3 ori. 14 intră în 50. Dar da, 35. Păi da, 35 ori 14. De 490, domn profesor. Și face 3 ori, nu? Da. Face 3 ori 4, 12 și 3 ori 42. În 80. Merge de... Deci o merge de 3 ori și ar mai de 5 ori. 5 ori 4, 20, 70 și restul 10. Deci e corect. Deci e corect. Se împarte la 14 și dă restul 10. Corect. Ia vedeți la 18. Împărțiți la 18 pe 500. Fără calculator, faceți la mână, că mă interesează să vă dați drumul și să... Dacă nu aveți calculatorul la clasă, da? Hai, 500 împărțit la 18. Care face primul să zică? Noi le dăm seama și cât sunt de rapizi, așa. Sigur că da. Da, tu vei să faci mental, nu? Nu, păi, nu, vedeți, dacă nu facem antrenament, bulbuim. Dar lucrurile banale de acolo trebuie să făcut. Cât trebuie să dea rest? 14. Uite, învăță 8 și restul să fie 14.
De 27 de 14. Corect. Să-l vedem tot pe 500, să-l împărțim la 24 acum. De 20, rez 24. 20, m-am spus, rez 20, așa. Deci, e corect. 20, rez 20. Avem verificat. Cel mai mic număr care are această calitate este 500. Următorul care credeți că ar fi fost? 1008. Da, 1008. 1008? Următorul număr care ar fi fost? A, următorul număr. A, 1000 plus 4. 1000. Următorul număr cu calitatea asta. A, următorul cu calitatea asta. Numărul lui 504. Adică? Adică 1008. 1008? Adică 1000. 1004. 1004? Deci 1004, nu 500 ori 2. 1000. Că ați văzut, 500 este cu calitatea asta, dar următorul îl dublăm pe 504 și scădem pe 4. Și scădem din el, după ce am dublat pe 4, da? Dar profesor, ce am o problemă pentru dumneavoastră. Bine. Hai să se termină. Da, da, dar urmărește un pic. Hai să vedem cu cine am ales de aici. Dacă nu facem fixarea și nu înțelegem bine lucrurile, înseamnă că plecăm registru cu informații minime. Deci spune așa autorul. Împărți la 14 de restul ăsta, împărți la 18 de restul ăsta, împărți la 24 de restul este așa. Ce a încercat aici? Tot timpul se menține între cât și rest diferența de 4. Poți să obțin, mențin de 3, de 7. N-are importanță. Eu fixez la bun început care va fi diferența. Și de aceea știu sigur că restul l-am fixat eu cu 4 mai mic decât împărțitorul. Din coace. De ce am zis restul 14? Fiindcă am zis împărțitorul 18 și era obligat să-ți vorbesc de rest 14. Și din coace rest egal cu 20, fiindcă în față eu fac la 24. În momentul în care am afișat asta, voi pe interiorul împărțirii cu restul faceți treaba și sesizând că peste tot e 4, adunați 4 cu obiectivul ca să aveți câtul, restul să-l aduci la nivelul câtului. Să scoateți un factor comun. Aici ați fost fără inițiativă, nu? Și ce înseamnă că am același număr 14 oriceva, 18 oriceva, 24 oriceva, înseamnă că numărul acesta e multiplu de 14, e multiplu de 18 și multiplu de 24. Iată cum scriu asta. Și atunci A plus 2, adică numărul din stânga, se va fi multiplu de cel mai mic multiplu comun al numerelor 14, 18 și 24. Am vrut să vă zic, am arătat la celălalt exercițiu. Cel mai mic multiplu al numerelor 14, 18, 24. Aici am avut treabă de făcut. Cu afară cel mai mic multiplu comun al două sau mai multor numere. Care e ideea? Descompunem un factor. Și dintre factorii comuni, din atenție, dintre cei comuni obicei puterea cea mai mare, și se iau și cei necomuni. Dar dacă ar fi fost de aflat cel mai mare divizor comun, care ar fi fost aici cel mai mare divizor comun al numărului acesta? Cel mai mare divizor, da. Da. Cel mai mare divizor. Cel mai mare divizor. Ce înseamnă divizor? E ăla la care fiecare din el se bate. Da? Le divide pe toate. Cel mai mare divizor. 2. De ce 2? Nu 2. Dar de ce ai renunțat? Nu. Eu am întrebat de ce 2, tu trebuie să spui pentru motivul ăsta. Deci argumentez. Ia plus... Deci cel mai mare divizor comun al numerelor de aici. Profesor, am 2 ori 2 la 3 ori 3 la 2 ori 3. Da, uite, dacă ar fi așa 2 ori 2 la 2 ori 3 la 2, ce spui tu acolo, ar trebui ca în fiecare împarte și 14 să se împartă în acela, și 18 să se împartă în acela, și 24 să se împartă exact, da? Să se divide. Sau numărul ăla trebuie să-l divide și pe 14, și pe 18, și pe 24. Cât este? 3. De ce 3? 14 se împarte la 3. Deci, descompunem numărul. L-am descompus. Sunt foarte frumoase. Da. Și luăm cele mai...
numele din cele comune sunt cele mai mici. La puterea, deci numai, numai din cele comune, adică, îl luăm din cel la puterea cea mai mică. Adică 2 ori 3. 2 ori 3. Păi deci 3 în comun tuturor? Pe 2. Doar 2. Adică prima idee. Deci, prima idee, dar n-ai avut argumente, toții. Deci, cel mai mare divizor comun a acestora este doar 2. Fiindcă 14 se împarte la 2, 14, 18 se împarte și la 2 și 24 se împarte la 2. Deci, simultan trebuie să împarte. Sau altfel spus, 2 divide și pe 14 și pe 18 și pe 24. Unul mai mare ca 2 nu există. Deci, niciun alt număr mai mare ca 2. De-aia este cel mai mare divizor comun. Cel mai mare număr care să fie capabil să le divide pe toate. Să le divide pe toate. Doar 2. Și cel mai mic? Cel mai mic divizor comun. N-am vrut să vorbim aici. Deci nu vorbim decât de cel mai mic multiplu comun și cel mai mare divizor comun. Cel mai mic divizor comun nu are rost în formulare. Deci eu am senzația că e nou, domnul, că nu sunt atenți la ce e mai important. Copii, cum se află cel mai mare, cel mai mic multiplu comun? Cel mai mic multiplu. Atenție! La numerele. Hai să vorbim așa. Multiplu. Când zic multiplu, trebuie să fie mai mare decât toate celelalte. Că nu el, atenție, da? Multiplu este cel care îi deștept să bate la toate. Deci cum s-află? Rețeta nu interesează cum? Zice, cine vrea să zică? Care? Stai puțin, dar eu. 2 este numărul care se împarte la nu. Nu, nu, nu. Pentru cel mai mic multiplu comun, care e rețeta? Ca să jos voi doi. Imediat vă încălci. Care e rețeta pentru a afla cel mai mic multiplu comun? Teoria, adică știi. Două sau mai multe numere. 2. Am avut numere. 14, 18 și 24. 2 ori 2. Nu, numeric. Cum facem? Descompunem. Deci pașii care îi parcurg. Care sunt pașii? Cum facem? Luăm pe fiecare în parte. Descompunem în factori prim. Deci luăm, zicem, luăm pe... Zi așa, Dani. Luăm pe 14, 18 și 24. Descompunem. Îi descompunem în factori prim. Și după aceea? Și pentru a afla cel mai mic multiplu comun. Cum facem? Începem mai mare. Dintre cei comuni. Dintre cei comuni. Un pic. Suntem la cei comuni. Și dintre cei comuni. Cum sunt de ăștia și de aici. Și aici găsim comuni. Îl luăm pe cel cu puterea cea mai mică. Ei, ia uite, limita. 2 la 3. 2 la 3. Puterea cea mai mare. Dintre cei comuni. Uite. Dintre 2 și 2 la 3. L-am luat pe 2 la 3. Ei, dintre cei comuni. Un pic, Ștefan, că te luci pe tine. După aceea. Mai avem comun. 3 la 2 și 3. L-am luat pe 3 la 2. Deci dintre cei comuni, îi luăm pe cei... La multiplu, ideea ca să fii deștept, să fii puternic. Haideți să mai vrem să vă punem, să punem la punct o teorie cu voi. Mă gândeam la divizor. Nu, hai să ne gândim, dar... Îi luăm pe cei mai mari. Îi luăm pe cei, dintre cei comuni, îi luăm pe cei, la puterea... Cea mai mare. Cea mai mare. Dar îi luăm și pe cei necomuni? Da. Da, uite! Adăugăm și pe cine cum e ca să se poată împărți, să meargă de atâtea ori cât indică acela. Și tot cel mai mare. La multiplu? Da. Da, deci la multiplu luăm dintre cei comuni, pe cei cu puterea cea mai mare și continuăm să îi mulțim cu toți cei necomuni, cu toți. Dacă mi-a fost aruncat o șală, un 11 pe aici, luăm și pe 11, ca să fie el puternic. Să fie puternic încât să se împarte exact și la 14, și la 18, și la 24. Deci mai zi o dată teoria, Darius. Cum e? Pentru a face cel mai mic multiplu comun. Voi până așa spune că față dăm și eu. Luăm numele, le descompunem, așa spune. Și le descompunem în factor prim. Bun. Apoi... Pentru a face cel mai mic. Pentru a face cel mai mic multiplu comun. Luăm din factorii comuni pe cel mai puterea cea mai mare și luăm pe toți cei necomuni. La care nu continuăm să mulțim cu toți cei necomuni, cu toți. Și dacă îți mai un pic, David, să-ți prind? Atunci, îmi prind. Păi, cum îți prind?
Păi cum, nu au fost aici prima? Păi de ce acolo, 3, 5 și 7? 3, 5 și 7. Adică dacă sunt mai prim și fără să vin la diverse puteri? Păi mulțim. Dar nu trebuie să adaugi aici ca o idee nouă, ci să spui așa. Faptul că nu sunt 3, 5 și 7, nu mai sunt comuni, nu mai apare 3 în altă parte. Eu e o singură dată. 5 e o singură dată. 7 e o singură dată. Și atunci îi luăm pe toți, îi mulțim pe toți cei de comun, că aveam în idee acolo, nu? Dacă am comun, îi iau pe cel puterea cea mai mare, dacă nu sunt comun, și toți sunt primii între ei, se mulțesc toți între ei, că punem și pe cele necomun. Deci la multiplu îi luăm pe toți, da? Dintre cei comuni, pe cei cu puterea cea mai mare, și îi luăm și pe cei necomuni. Bun. Deci aceste lucruri... Dar la divizor? La cel mai mare divizor, cum facem? Cel mai mare divizor... Zici, Ștefan, tu. La cel mai mare divizor, cum procedăm? Ca să aflăm cel mai mare divizor, cum? Păi... Procedăm... Uite, la doua. C, M, M, D, G. Cum procedăm? Deci, descompunem numerele și... Atenție, mă întreb și pe voi. Sunt un factor prim. Da, descompunem numerele în factor prim și... Și luăm cele mai... Pe cine îi luăm? Uite, numai doi. Pe cine îi luăm? Pe cine îi luăm? Pe doi. Doar pe cei comuni, la puterea cea mai... Deci, dintre cei comuni, numai de cei comuni. Ochiul nostru vine numai pe cei comuni. Dar dintre cei comuni, luăm pe cei... Atenție, dintre cei comuni, luăm pe cei care au puterea cea mai mică. Cu alte cuvinte, doiul îl vedem doi. Și sus, și jos, și aici. Pe trei nu luăm, chiar dacă e comun la doi dintre ei. Deci, că nu e comun și la primul. Trei nu luăm. Comun în doar două situații, nu-mi place. Nu luăm. Ci trebuia să fie comun tuturor. Să mai repete o dată, să ne convinte. Da. Am o întrebare. Dacă am doi la treia și trei la treia. Pe cine? La cine? La multiplu sau la divizor? La divizor. Deci dacă ai numai doi la treia, 2 la 3 și 3 la 3 la 2 la 3. Nu am de niciun. Dacă la un număr ai 2 la 3 și la un număr ai 3 la 3. Nu, dar să spunem că am 2 la 3. Dă un exemplu clar, David. Adică, să spunem A egal A cu. Egal cu. Deci A egal cu nu să pune. 2 la 3. 2 la 3, da? Ori 5. Ori 5. 2 este egal cu tot 2 la 3. Tot 2 la 3, da? Da. Ori 3 la 7. Ori 7. Și ce este egal cu? Și mai are și ce? Și ce? Îmi dai și ce de acolo. Și ce e egal cu 3 la 3. Da. Ori 4. Ori 4. O 4 e 2 la 2. E așa, 2 la 2. Nu știu. E 1. Ori 3 la 2. Ori 3. 3. Ori 3. Ori 3 și 3 la 4. Ori 3 la 4. Ori 9. Ori 9. Ori 2 la 2, profesor. 4 era bun. Ori 2 la 2. Așa vrea copil. Dacă vrea, dar nu vrea. Vrei așa? Altceva. A. Ori 11, vă zic eu. Asta vrea. Da. Și acum, spune-mi ce vrei să apeși. Cel mai mare divizor comun sau cel mai mic? Cel mai mare divizor comun. Cel mare, ia să vedem. Mare teoria divizor comun este... Am o întrebare așa pentru mine. Dacă toate sunt la a treia... A, el are problemă că sunt la a treia. Le iau? Păi nu, bazele mă coordonează. Deci, cât la a treia toate, nu mă frământă. Stați puțin. Cu cine-i, Davide? 2 la 3-a. E 2 la 3-a? Cea mai mare divizor comun? Zi, Davide, cine? Este 2, pentru că este 2? Ia zi, Davide, tu. Cine-i? Cine-i acolo cea mai mare divizor comun? Cea mai mare divizor comun? 2. 2? Cine-i, Ștefan, cea mai mare divizor comun acolo? Deci s-au spus 2 la 3. S-au zis 2, 2 la 3, 2 și 2. Nu, că 2 nu e întoarce. A, bună ziua. Nici 3 nu e întoarce, e doar 3 de la exponent e întoarce. N-am așteptat să-mi întrebești pe Darius. Nici pe Ștefan nu l-am întrebat, dar nu știi. Vedeți, nu o înțeleg. Atenție. Când zic, ne uităm la cei comuni, dar comun la câte numere sunt. Dacă era să-l scoateți pe cel mai mic... Așteaptă acum, pe cel mai mic. Și comun și mic. Atenție multă. Pentru cel mai mare divizor comun, trebuie să mă uit la toate numerele și să văd
dintre cei comuni, adică comuni tuturor, la toate cele trei nu că la două îl văd comun da. Și nu îl văd la celălalt și eu mă opresc. Nu, să fie comun tuturor. Și iată, doi, nu este ca bază comun tuturor. N-am ce discuta. Despre trei, n-am ce discuta. Trei e altceva. Păi exponentul nu e de discuție. Nu exponentul, e de discuție. Ce, aici, ce vrei să spui? Adică nu mai ai, n-ai niciun lucru. Păi sunt doi. Tu doi nu poți pe trei, nu poți pe trei. Nu e posibil. Deci cel mai mare divizor comun este unul. Unul e prim. Și atunci numele ABC sunt prime între ele. Prime între ele. Ce? Prime între ele. Adică numele acestea care le facem dar la ce dacă pune și 2 la 3, domnul profesor, vă rog? Dacă la ce pune mă, și 2 la 3, cine este acum cel mai mic? 2 la 3. Da. 2 la 3. Așa este. 2 la 3, spus. Da. Dacă puneam 2 la 2. Dacă cine este la 2 la era tot unul. Cine? Ba nu. Care, nu, era 2 la 2. Era 2. Era 2 la 2. Doi. Doi la era 2. 2 la 2 mai copii. Cei comuni la puterea cea mai mică. Deci vine 2 la 2. Cei comuni la puterea cea mai mică, copii. Adică 2 la 2. Abia când am văzut și pe 2 aici, imediat am reacționat. Dar dacă spuneam 2 la 4, dacă spuneam 2 la 4, 2 la 3. 2 la 3. Și dacă spunem 2 la 2 simplu, 2 la 2. 2 la 2. De atunci era 2, măi copii. Deci, atenție. Dintre cei comuni, și or fi 7 numere, fiind 10 numere, mă uit să-l văd comun tuturor. Și iau pe cel cu puterea cea mai mică. La multiplu acum. Hai să vedem cel mai mic multiplu comun concret pentru situația. Multiplu. Da. Dați-vă la numere și spuneți. Fiecare să scrie pe caietul lui, da? Scrieți pe caietul. Fiecare pe caietul lui, după aceea spuneți, că vă întreb și mă uit. Cel mai mic multiplu comun acestor numere. Cel mai mic multiplu comun acestor numere este... Ștefan... Chiar dacă n-am făcut calculul, măcar numerii să nu mă interesează numărul calculul. Ci... Zi, Daria. O să scriem 8 ori, 5 ori, 7 ori, 11 ori, 9. 8? Dar de ce 8? 8 ori, 2 la 3. Așa. 2 la 3 sau 8? 2 la 3 deci, de cei comuni, luăm pe cei cu exponentul cel mai mare și luăm și pe cei comuni. Corect. Da. Dacă ar fost aici 2 la 4, puneam pe 2 la 3 și luam numai pe 2 la 3. Nu, luam pe 2 la 4, am văzut de azi, oameni. Atenție, dar luam pe 2 la 4. Deci, insist. Și voi nu aveți și șansa că puteți vedea filmul acasă. Am insistat că e 5-6 ori până acum. Și încă avem greutăți. De ce? Care sunt pașii? Nu mai sunt greutăți. Ei, nu mai sunt. Înainte de deschide gura, trebuie un pic să gândiți. Și după aceea să deschideți gura, da, am pretenții. Deja că v-am explicat în câteva ori. Deci, noi vrem să plecăm de la discuția asta cu lucrurile complet clare, ca să fie... Așa, dacă ne ducem acasă și încă bârbâim, dacă de aici am plecat cu lucrurile clare, ce șanse ai ca... peste un sfert de oră să le ai exact. Sau peste o zi sau peste... Nu le mai ai. Și atunci te trezește că ai muncit degeaba. Sigur că șansa mare, așa cum au cei foarte mulți care se uit la film, dar voi n-ați învățat... Deci ca să trecem mai departe, copiii sunt un pic atenți.
Dar noi am făcut aici, da. Acum mai discutăm și asta poate să vă întâlni. Deci, A egal cu, nu mai spun cine este A, egal cu 2 la a doua, ori 3 la a treia, ori 5, ori 6, ori 5. B egal cu 5 la a doua, ori 2, ori 3. B egal cu... Ce? C egal cu 2 la a patra, ori 3 la a cincea, ori 10, ori 11. Și acum, dar atenție multe, vă concentrați. Deci nu vă repeziți. Cel mai mare divizor comun. Fără să ne repezim, gândim. Divizor. Divizor. Da. A, divizor. Dar atenție, da. Ne uităm ce a scris o profesor. Divizor. Cel mai mare divizor. Întrebarea este, ma va fi mai mare decât numerele acelea care vor fi fost ele acolo, nu știu. Da, dar am găsit, domn. Sau divizorul e număr mic? Mare sau mic? Mic. Le-am găsit, domnule. Divizorul este 6, adică 2 și 3. Îl luăm pe 2, pentru că toți se iau pe 2, pe și pe 3. Nu l-au pe 100 deci, sau pe 5. Deci, cei comuni, 2, 1... Da, îl luăm pe cei cu exponentul cel mai mic, adică 2, care este singur, și 3, care este tot singur. Și iarăși 3. Care este doar, și este singur. Da. Așa, și ori 3. Atunci deci, face 2, 3, și face 6. Bun. Iar cel mai mic multiplu comun este în mintea noastră un număr mai mare decât cele care sunt date. Nu mai mare. Da, trebuie să împartă la toate. El trebuie să împartă la toate. Zice, zi, Darius-ul. 2, ori 3, ori 5, ori 11. Este 2. 2 la cât? 2 la 3. Atenție. 2 la... Lăsați-mi cel mai mare număr. Cel mai mare număr. De ce nu ești atent? Păi, dintre cele comune, la cel mai mare, că trebuie să fii cel mai mare, să fii de la 4. Deci 2 la 4. 3 la 5. 3 la 5 ai văzut bine. Ori 5 la 2. Ori 5 la 2. La a doua, ne-am pătrat 5 la a doua, că avem 5 și 5 la a doua, da? Și ori 11. Deci, pentru cel mai mic multiplu comun, dintre cei comuni,